Bine, gata. Haideți că vreau să, vreau să mă uit peste astea. Faceți și voi un pic, aș voi un pic pentru YouTube. Faceți și voi că e nebunie aici, că vă place, că, doamne, că dăm tare mă distrez. Nu pot să cred cum stai pe YouTube. că Hei, salut YouTube! Astăzi ne uităm cu uh, chatul ul ia, ia uite ce, ce, ce entuziasmat sunt, dar nu știu de ce. Nu știu de ce sunt atât de entuziasmați. Bună ziua, ne uităm la mesajele pe care le-am primit de la oameni, în care ne-au trimis screenshot-uri de pe grupurile dânșilor de WhatsApp ale blocurilor. N-are niciun sens propoziția pe care am spus-o. Ne uităm la. cum să zic? Ne uităm la. ne uităm la. la screenshot-uri de pe grupurile de WhatsApp ale blocurilor în care stau uh, oamenii din chat. Pentru că nu e așa, unele blocuri au grupuri de WhatsApp. Și în general, când 15 vecini stau pe un grup de WhatsApp, se produce comedie, vrei nu vrei. Este una dintre activitățile mele preferate, să merg la toți prietenii, amicii și cunoscuții mei, să-i întreb dacă au un grup de WhatsApp al blocului, ca să pot să văd uh, comedia care inevitabil se produce acolo. Și hai să vedem. Hai să vedem ce, ce am primis. Ce am primis. Bună seara! Latră un câine de jumătate de oră. Vă rog să faceți ceva că nu mă pot odihni. Mulțumesc! Place asta e ca la copii din avion. Domne, nu mai încet, să înceteze cu plânsetul copilul ăla că vreau să dorm în, în, drumul ăsta pe avion. Opriți câinile din lătrat, țineți așa. Țineți -i, luați -i botul în mâini și țineți-l așa ca să nu mai poți mai latre. A, ah, da, și câinele mănâncă salam, da aia latre că n-are salam. Opriți câinii ăia odată, nu suntem în pădure. <laughs> nu, hai că a venit și poliția pentru lătrat. A sunat la poliție cu aia că latră câinele. A sunat la poliție că l-a Un câine probabil în mod evident lăsat singur acasă care a început să plângă. A chemat poliția că latră a trăcut Opriți câinii! <laughs> Amendați câinii aceștia! Actele la control la domnii câini. S-a dat eronat numărul apartamentului. <laughs> Vine poliția la tine la 23.56, la 12 noaptea. Bună ziua, avem niște câini care latră te scoală din pat, vai morții tăi. Da, câinele, da, deci ăsta e primul avertizment, da, apartamentul 3428, da, este primul avertizment. Dați scânele puțin mai încet, da, că este program de liniște. Bine. Ok, data viitoare când am să vă prind după ora 10, când am să vă prind după ora 10 că faceți gălăgie, bănuiesc, am să vă chem poliția și eu, să nu vă aud, o seară bună. Pe care am să prind după ora 10 că faceți gălăgie, am să vă chem poliția și eu, vecinii care erați pe scară și ați vorbit cu poliția. Refuz să cred că cineva a chemat poliția doar pentru faptul că lătra un câine. Da, efectiv. Oameni, oamenii care se plâng după că de ce poliția va ai Ei și pe mă sună la poliție că, că lătra un câine. Poliție, men, sunt la poliție? Dar faptul că a venit poliția. Cum a venit poliția? Asta este întrebarea mea. Bun, mai departe. Gabriela face o poză la un ATV și la un bagaj. Și-a uitat cineva o valiză? Pare direct de la aeroport. Ar trebui să aibă pe etichetă ceva detalii despre persoana ce l-a uitat acolo. Ce scrie? E pusă drept în fața ATV-ului. Oare nu ar trebui sunat la ISU dacă noi nu știm nimic de valiza asta? E bombă. Coințe. E bombă. E bombă, frățioare, n-ai de unde să și sună la ISU! S-a <laughs> pus bombă la TV! Deci, oare n-ar trebui la ISU dacă noi nu știm nimic de valiza asta? Nu am văzut numele, doar că are etichetă de otopeni. A venit bomba direct prin direct paravion. A venit bomba. Dacă sunați la ISU, toți ce suntem în clădire la un moment dat va trebui să evacuăm până se constată că nu este vreo problemă cu valiza respectivă. Știu, dar mă gândesc dacă chiar e o problemă cu valiza asta, atunci ce facem? Mă uit la ea și e cam drept așezată în fața TV-ului de către cineva care are un număr de telefon de Panama scris pe ea. Și la mine e mama acasă, vecina de la parterie cu copii bii acasă, un număr de telefon de Panama. mi -a și a făcut filme că dacă sună la numărul ăla, explodează bomba. Băi, acum, știi ce? Știi ce? Eu respect foarte tare oamenii uh, care par paranoici în genul ăsta de situații. Eu respect foarte tare. Sunt foarte mulți oameni Coințe. Sunt foarte mulți oameni inconștienți cu multe chestii în România. Ce mai des îl vedeți, îi vedeți în trafic. Bă, știi ce? Eu respect de 15 ori mai tare un om care merge cu viteza legală și îmi a mai mult pe drum și poartă centură decât un om care știe să conducă și merge cu, face slalom cu 90 la oră. Ai respect. Așa mi se pare cumva și cu doamna asta. Cred că e puțin exagerat aici, da, ai kind of respect it. E kind of Nu are logică ca cineva să o pună fix acolo și să o uite. Ok, acum, acum intrăm pe teritoriul conspirațiilor. Nu are logică ca cineva să o pună fix acolo și să o uite. În schimb, are logică că cineva vrea să pună o bombă la blocul nostru random de locuințe. <coughs> Cred că dacă cineva reușea să strecoare dita i bombă într-o valiză, primul atentat pe care îl făcea era un, un bloc de locuințe random? Da, în interesul cui era să pună valiza acolo, vă întreb eu pe voi, dragi colocatari. Oh, wow, ok, this is kind of weird. Not gonna lie. Ok, now I get it. Ok, yeah, ok, this is sassy. Vedeți ce ziceam? Vedeți ce ziceam? Bine, e clar că nu e bombă, dar vedeți ce ziceam? Mai bine să fii paranoic. În de ghilimele, evident. E, da, e cartoony level of sass. Asta vezi în desene animate, zici, ok, this is sas. Adică e, e uh, avionul de la, din Qatar, număr de telefon din Panama, scrie ceva în germană. Yeah. Cred că lui aparține, l-au găsit pe ăsta. L-au găsit pe ăsta. Și ce caută la blocul nostru are? Dar îmi place foarte mult rasismul, evident. Ce caută domnul ăsta la blocul nostru? Ia uite, are steag de ăla de pe acolo, de pe la ei. Lucrează în Sibiu, cred. A răspuns acum persoana de la numărul ăsta. Zice că e în București, nu știe nimic. Oare nu am înțeles bine cifrele? Păi aici așa scrie pachet către București, Istanbul, București, dacă am descifrat eu bine. Din Pakistan în România. Deci oamenii au văzut steagul Pakistanului la omul ăsta în fotografia de profil, dar încă nu sunt sigur dacă e Pakistan. Pare a fi Pakistan Turmenia. Eu zic să sunați la poliție și să vină ei să-l ridice, poate fi orice înăuntru. Da, asta este singurul mesaj normal. E efectiv, nu-mi sună la poliție, că n-ai de, efectiv, n-ai de unde să știi ce e înăuntru. Poate dai dracu de, vreo, de vreun sac de droguri sau ceva. Așa zic și eu. Poate fi chiar domnul din poza de mai sus. E yeah. Bună glumă. Dar cuscă, bunătăți de la bunica. Vă dați seama că asta era, de fapt. A sunat mama la 112, o să vină un echipaj. Au zis să transmitem că nimeni să nu se apropie de valiză, să sperăm că e doar o alarmă falsă. Oare a plecat poliția? Nu, nu, e mare nebunie. Nu, abia au ajuns cei de la SRI ce e în valiză până la urmă? Până aflăm, va mai dura ceva, nu sunt atât de proști încât să mai să deschidă valiza în primele secunde. Acum discută că poate e valiza ta. Dați poze. Da, nu te au făcut... Doamne... Gen, au blocat perimetru, o să putem vorbi de cât de oribile e banda asta folosită în România, că e aceeași bandă pe care o pun și gen la șantiere, etc., dar... Salvare, pompieri, poliție... I Amin, mean, da, asta e procedura ce să faci. Bro, cu aia au venit ăștia cu dezamorsatul de bombe. Damn. E filmul la propaganda CIA, cum se numește, de la de dezamorsează bombe. Hurt Locker. That was it? <fix> nu știm ce se află în diamant. Uh, bun, alt uh, grup de WhatsApp, Cămin UAD. Nu știu exact ce e UAD, dar să le dăm noi sănătate. Da, e foarte nasty la 3 și de multe zile, vă rog, simțiți-vă și spălați-vă drept cu haturile că nu se mai poate așa. Bă, halul ăsta! Vă cumpăr eu burete și ferii, dar numai spălați-vă! Eu niște rocări. O <laughs> de Universitatea de Arte din Cluj? Aha, ok. Holy fuck, the more you look, the worse it gets. Aha, ok, deci sunt niște vase nespălate, bănuiesc că la o chiuvetă comună. Spălați vasele la 3! Spălați vasele la 3! Spălați vasele la 3! Spălați vasele la 3! Bă nesimțitelor, slash nesimțit-o, cine p***a mea vă credeți? E a treia oară când merg la baie Ce efectiv e acolo pe wc la etajul 3. Frecați după voi că nimeni nu vă șterge căcat să mor eu. Veniți din peșteră sau ceranga ce ranga mea? Ce-mi plac rage-urile astea. Poftă bună YouTube. <laughs> bă, efectiv, bă! <laughs> Etajul 1, you're wild as fuck. <laughs> Ce-ți de-aia de briefs, de-aia de, 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 de tată? Sau? Nu cred că sunt de de fapt, acum că mă mai bine. Da, nu-s de bărbați. Fuck. S-a <laughs> deschiloțat cineva aici pentru slăboc, da. <laughs> Regina voastră zice, not mine, bitch. <laughs> Regina voastră, not mine, bitch. Tag. Ok, vă fiu coleg cu oamenii ăștia ah, i A, i-a tag I-a dat tag I-a dat tag Uite, uite-ți, bă Uite-ți, bă, chiloții Not mine, bitch <laughs> Vă fiu coleg Coleg cu oamenii ăștia Sincer, acum Big clue A fine addition to my collection Amazing Trebuie să mă sugăm la toate gagicile din cămin Mâine dimi la Petit S. Care să săracă fată după ce i-am dat bulică și o lăsat chiloții, o și rămas fără ei. <laughs> Efectiv, <laughs> eu Efectiv, fura chiloții. Te să că e cineva care a ieșit, care probabil să a la uscător sau un, un unde și eu căzut pe aici sau pe jos. Ok, continuă. Băi, nu vă mai spălați vasele în mașina de spălat. <laughs> Shut up. <laughs> Shut up. <laughs> Shut up. <laughs> Shut up. <laughs> Nu cred așa ceva Păi dacă schiuvetele pline Unde vrei să le spele? Bun, mai departe O postare pe un grup de Facebook Bună ziua tuturor am mici reclamații de la blocul Scara apartamentul pe tema că eu aș face gălăgie la orele târzii. Vi se pare normal ca eu să mai invit uneori câte o fată și să am nopți furtunoase, iar după aceea să aud de sus cum duduie casa că eu i-aș fi deranjat? Ce ar trebui să fac? Să pun la fiecare fată căluș sau o bilă în gură să nu mai țipe? Am înțeles că vor să cheme poliția pe tema asta, că fac sex gălăgios. Mulțumesc, wow, ce tare, ce bazat. Efectiv, Giga Chad, poză cu Marica. <laughs> poză cu Marica, Big Chad. Big Cunză. Chad. Amazing. <laughs> De ce te deranjează că fac mult sex și pasională? Te deranjează că produc o orgasme duduilor care vin pe la mine în fiecare noapte? Asta este ceea ce te deranjează, drag vecin? <laughs> I love it. <clears throat> complex rezidențial versus complex sexual. <laughs> ah, ok, vreau să fiu vecin cu oamenii ăștia Cu oamenii ăștia vreau să fiu vecin Am să mă mint Ce de aere, lol Cu tine nu vreau să fiu vecin <laughs> Și vechei pre comentariu și e gif ăsta Făcut de cineva din comunitate Let's go This is getting better. This keeps getting better. Absolut amazing. Vă este mint? Absolut amazing. Ah, bun. Vecinul. Deci asta este poza. E un cărucior aici. Deci că suntem pe diaspora. Unde e cu ei aici? Basta, așa, scări. Asta așa Ce să supermarket, mai la ce supermarket mai este. Vecinul responsabil cu aducerea acestui căruț. Vă rog, ins. Vă rog, insistent să returnați la Kaufland dacă tot ați terminat cu el. Altfel riscați să fiți reclamat la poliție. Mai mult decât atât, suntem în proces de achiziționare camere video. Deja numărul de întâmplări inacceptabile a fost cam mare în acest an. Semnăturile deja au fost strânse. Așa și? <laughs> cum, de cum îl ameninți cu asta? Că gen, tot nu o să-l ia. Păi că nu l-a luat. <laughs> Bun administratorul grupului zice vecinul de la apartamentul 19 a fost căutat de te <laughs> <laughs> Să mă rog, dar nu, da, da, refuz, chiar că e la troll, man. Chiar că a făcut-o cineva, e la troll, nu are cu... Ei! Și background ăsta! Și ochii! Îi muciu cu ochii! Let's go, veni <laughs> jandarmii! Ai Am zis eu De ce am doi grupuri astea De ce am pus pe grup De ce am pus pe grup Și nu i-a zis lui <gului> Mai de mine, cineva și-a lăsat pisica pe acest de din 2002. Fiți atenți aici, scandal. Fiți atenți aici, scandal, că cineva și-a cineva și -a lăsat pisica pe acest Mercedes din 2002, care valorează mai puțin decât o pisică de rasă. Bună, deja este a doua oară când încerc să mă adresez amabil, dar văd că nu există niciun feedback. Vecina slash vecinul care nu știe să țină pisica sub supraveghere, data viitoare cu siguranță nu voi mai fi așa ca lumea și inclusiv îmi veți spăla și mașina. Ce mașină mai cu metri? Cazanul ăsta? Asta numești mașină? Kazanul <laughs> ăsta din 2002? Dar de unde, de unde știe că este pisica unor vecini? Asta este întrebarea mea. La câte pisici pe stradă sunt? De unde știe că este pisica unui vecin? A văzut el că au niște vecini, o, o pisică și ei să-și descarc cine pe cineva. Să mi-e frică de oamenii, de, mie, e, mi -e frică de oamenii ăștia, n să vă mint. Bine, în general, mi-e frică de oamenii cu mașina asta, dar mi-e frică de oamenii ăștia mai efectiv parc genul ăla de oameni foarte violenți de aia, de, știi, dau un cap și intră la pușcă 20 de ani că s-au enervat odată. Știi, adică fix genul ăla de, știi, m-am enervat că am găsit urme pe mașină, așa că voi da vina pe niște vecini cu pisică. Adică câte șanse sunt să, să, fi fost o pisică a cuiva în loc de o pisică de pe stradă? Că fiind noroi, e clar că nu este, de fapt se și vede că nu este undeva într-o parcare interioară, e clar că e afară. Să-și țină, cum a zis, să-și țină pisica, cum a zis? Pisica sub supraveghere. Tineți pisica sub supraveghere. Păi da, dar nu ca asta. Adică că pe amenințarea părea că ori bătaie, ori vă otrăvesc. trăvesc. A așa sună amenințările astea de fiecare dată. Să vină toate pisicile din bloc să dea amprente, să facă biscuiți pe, <laughs> pe foaia de amprentă. Haideți! Bun, următorul! <laughs> Pe domnul care a parcat bicicleta pe scări la intrare, îl rog frumos, o munte de acolo, pentru că eu, la vârsta la care am ajuns, am nevoie când duc și cobor scările de balustradă. Mulțumesc anticipat pentru înțelegere. Understandable. Totally understandable. Un mesaj cinstit. Dar uite-mă, uite-mă, că sunt unii oameni care pot să dea mesaje cinstite, chiar dacă sunt, mesaje politicoase, mesaje whatever. Chiar dacă sunt nedreptăți, Știi că tu simți că ești nedreptățit eu înțeleg negvi, că simți că ești nedreptățit, că te-ai trezit cu, cu urme de pisică, eu înțeleg negvi. Dar uite că se poate cu ei. Te rog, mută aia de acolo, am nevoie de scară. Mulțumesc că anticipa pentru înțelegere, o zi plăcută. Administratorul grupului zice, vecinul care blochează calea de acces, vă rog să mutați bicicleta. Vecine, te-am rugat să îți muți bicicleta de aici, mă, mă rog, e același om probabil care are nevoie să urce și zice relații suplimentare la apartamentul 1. Ok. Impresionantă manevra e de apreciat. Nu, a pus-o invex. Impresionantă manevră, e de apreciat efortul de pus aici, dar totuși dacă se poate să-mi și puneți bicicletă. A, nu! A, nu, 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 ei au mutat-o! A, nu, scuze, scuze! Totuși dacă se poate să-mi și puneți bicicleta înapoi, cum a fost înainte, ar fi și mai impresionat și de bun simț, totuși voi aprecia. Deci după ce nu și-a mutat-o, ăștia s-au enervat și au zis, ia, mai dă-te în familia, mă, și au pus-o peste superb. Nu, nu, să nu, să nu spună nimic înapoi că ți-o mergi cu vârf și în de tere. Bă, wow, venea și te cu bonfire-ul. cu bonfire uite, i-am căcatul asta și direct la gen o duceam. Făceam ca, în, ca, ca aici, făceam. Deci de eu, dacă eram domnul ăla, mă duceam la un vlăjgan din, din bloc. Ca aici făceam. mea ca morții tăi de, de de bicicletă să-mi rup eu gâtul cu tine. Că nu mai ține frâna, morții, morții, să a rupt cablul. Morți, mă, să-mi rup eu gâtul. Ca si de scârbă. Așa e cu ce. Vă ce eu cu tine acum de la etajul 6. De la etajul 6. și de mizerie. În gât și te faci bucăți de la etajul 6. Da, te morții tăi de scârbă. Si cu familia mătii de mizerie. Asta te e Te de scârbă de mizerie. te e morții oh, meu, o vendetă cu o bicicletă, așa și-a avut și Altă, altă imagine. Vă rugăm să strângeți după câinii dumneavoastră dacă îi plimbați prin complex. Corect, corect, corect. Oamenii care nu strâng după câini nu sunt oameni. Aceeași poză din alt unghi. Mulțumim pentru unghiul diferit. Mă bucur că am mai da cineva. <coughs> în trecut am tot strâns și după câinii altora. E neplăcut să calci într-un rahat și apoi să te urci în mașină cu încălțămintea murdară. Corect. Ar trebui să ne uităm pe camere să vedem exact cine. Și eu am strâns o grămadă după alți câini. Cinstit. Locul 60, în dreptul scării B2 Nord. Acolo se află în momentul de față rahatii. Iubesc câini, iubesc animale, dar ideea de a vedea curtea complexului e plină de hand Oh, fuck, ai eredit. Sunt puține, lucru... sunt puține cuvinte pe care le urăsc mai tare decât acest cuvânt. Nu știu de ce urăsc atât de tare, mă scârție pe creieri, îl disprețuiesc, îl urăsc, îl... Oh, mă... Oh. Este un sinonim pentru rahat, efectiv. Mă deprim, este un... dăsta ăsta e oltenesc, din câte știu eu. E oltenesc și mă scârție pe creieri. Uh, nu aș vrea să facem poliție, să mă uit pe camere și să apelăm la spiritul civic al cuiva, al fiecăruia. Corect, cinstit. Cinstit, cinstit. Eu l-am văzut de la balcon, le-am atras atenția și mi-au spus că sunt nebună. Am o bănuială cine e, dacă vreau să prind în fapt respectiva persoană. Repet, nu este ok să facem poliție și să săpăm după vinovați, nu asta căutăm. Dar este urât să facem pe în mașini sau în casă rahatul de câini. Corect. Cred că de mine vorbiți. Ați făcut o confuzie. Cățelul meu face doar un pic de pipi în fața blocului. Caca nu poate să facă. E fetiță. Iar când face pipi, poate vi s-a părut că face caca. Dacă făcea caca, nu era problema. Am acasă punguțe speciale, dar nu a fost așa. Eu sunt drept și asumat. Da, efectiv trolează. Bă, oh, ce jegos. Bună ziua, vecini! Bine! Pentru mine a fost bună până mai devreme, când am observat aceste zgârieturi suspecte pe mașină. Ieri la ora prânzului cu siguranță nu erau acolo. Să fie oară o coincidență că ieri seară, dar și în alte seri am tot văzut copii hârjonindu-se cu trotinete, biciclete pe lângă bloc și printre mașini puține lucruri mai amuzante decât oamenii supărați că mașinile lor sunt avariate la modul ăsta de o pagubă de 200 de lei de către copiii care se joacă. Copiii care se joacă, care nu au parcuri unde să se joace pentru că trebuie parcări pentru mașini și spații multe pentru mașini, ei copiii sunt niște nenorociți că se joacă pe lângă mașini, când tot orașul este literalmente plin de mașini. De deci nu poți, să, nu poți să-ți arunci privirea într-o direcție și să nu fie cel puțin 25 de mașini. Se jucau cu trotinete, biciclete, păi du da te -mi... Da, mă, te și puneți mașina în altă parte. Ia mai dă-te da în... Uh, ce mai enervez, mă, ăștia. Holy fuck. Sigur, am putea parcurge ore de filmare CCTV ca să se confirme ceea ce e deja evident. Dar găsesc că asemenea pagube ar putea fi ușor prevenite prin simple discuții cu părinții. Nu mă aștept să rezolv prea multe cu această postare, dar totuși o fac. Vă informez doar că mă văd nevoit să le uh, reamintesc personal copiilor ce este permis și ce nu. Copiilor nu le este permis să se joace, asta vreau să zic în zonele de parcare din complex, cu speranța că vor înțelege și se vor conforma pe viitor. Îi sfătuiesc și pe ceilalți posesori auto care se tem pentru integritatea caroseriilor să facă la fel. Se pare că altă opțiune nu avem. Aceasta ne fiind prima postare pe subiect. Iar părinții sunt aparent mult prea ocupați pentru a oferi sfaturi elementare privind proprietatea altora sper să tratăm problema mai pe larg și în viitoarea ședință. Efectiv, clasicul corporatist care și-a luat un Volvo în leasing. Ia, ce mașină e? A o janghină de mașină. Tare. Mă cac pe mașina ta, pe jegul tău de mașină. Pe... Păi, înțeleg de ce e supărat. Înțeleg de ce e supărat, că dacă o duce la vopsit, face cât prețul mașinii. Da. <laughs> Extraordinar, i-a mașina în două, da. E 600 de lei elementul, elementul, elementus X sau ce, la ce te referi? Asta e 600 de lei -acop să acop să, ia, să ia astea 3, zgârieturi? ai 4, 5, 600 de lei? Iese la poli și n-ai treabă cu ea. Cineva îi dă, e da, e daună totală, n-ai cum să, n ce să-i faci. Cineva continuă și zice, simplu, sunt camere de supraveghere, făcut o investigație și de acolo, dacă se confirmă, mergi mai departe. mergi mai departe unde? Ce vrei să faci? Ce vrei să le faci copiilor exact? Dui la poliție. Dosar penal, mi-ai zgâriat, mi Elantra din 2004. În altă de ordine de idei, la cât am mai văzut și eu, alea nu sunt zgârieturi proaspete. O, oh, o, oh. o, oh, o, oh. cazul se adâncește, cazul se adâncește, prieteni dragi. Get exposed, get fucking exposed. Om a zis că și face mașina pe, pe, pe copiilor alora. Hai să vedem totuși cum continuă drama. După cum ziceam, ieri nu erau. Sunt lângă portiera șoferului. Zona o văd unde aproape zilnic. În fine. Da, 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 da exact, exact. Și e același om care zice că de ce nu se mai joacă copiii cu bicicletele, că acum stau toți pe calculator. Dacă se joacă cu bicicletele, e nasol că, că îi mașina. mașina. Baroc, e, El nu se vede, fie vorba între noi. X. Mi-am zis doar o părere. Dacă chiar nu erau, cineva chiar a vrut să le facă, că acolo a băgat cineva un obiect în spațiu la liber. Camere video. Am și eu fata care se joacă pe afară, dar la cât de fanatic sunt cu mașinile, fata mea știe că sunt sfinte. Mașinile sunt sfinte. În ce, scârb... ce societate scârboasă trăim să mor eu? On. Da, ne plac copiii, dar iubim mașinile. Mă da, adică Again, că eu fac mișto și păi o să vină bou ăla în, în comentariile pe YouTube. Ce doamne zici să zgârie toți copiii, toate mașinile? Nu Am mă, nu zic chestia asta. Dar e atât de, e at asta mă enervează, știi că e atât de implantat în creierul nostru de român tu mai ales de bucureștean tu fiat, că cum să, știi, cum să-mi zgârie mie mașina? Când sunt patru mașini pe metru pătrat și copiii oricum de unde să joace, nu e clar că o să se întâmple, gen cum ai atitudinea asta de chiar în the Kev whatever. Cum ai atitudinea asta, men? Cum ai atitudinea asta când trăiești într-un oraș cu 15 triliarde de milioane de mașini care blochează toate străzile? Cum ai atitudinea asta într-un oraș în care mașinile blochează trotuarele de nu poți să mergi cu un căruț cu copilul? Faceți acest test, men, că asta e cel mai insane lucru la București sau la alte orașe de genul. Faceți testul căruciorului. Poți pe aceste trotoare de la mine din cartier să, merg, să meargă o mamă cu căruciorul să-și plimbe copilul? De cele mai multe ori răspunsul este nu. Singurul loc în care poți face asta este pe bulevard, efectiv. Și poi mă vine asta și zice că de ce are urmă de ghidon sau de ce, cu ce căcaș a frecat la trotineta de... Incredibil, mă, frate! Bun, mai departe. Opa, alt caz de investigat. Oferă compensă o sticlă de vin bun cui poate să-mi spună în privat la ce apartament din T2 vine proprietarul acestei mașini. PS, dacă proprietarul vede această postare, data viitoare când mai parcheze aici, mă cac pe parbrizul tău la propriu. Nu știu dacă aș vrea să mai iau un gore cu omul care are această mașină, n-am să te mint. <laughs> mă cac pe parbrizul tău. <laughs> Ok, altcineva face o poză. S-a vomitat intens la scara B. Uh, dragi colocatari, doresc să vă aduc la cunoștință că s-a cam dat la boboci la scara B. Ah, da? Sunt, oh, wow, sunteți penibili cei în cauză. Ești penibil, omule, că ai vomitat. <laughs> dragi colocatari, s-a borât la scara B și să vă fie rușine pentru acest lucru. Cineva a hrănit rațele. Este vomă de la etaj, de la înălțime. Doamne, analiza vomei, mai prieteni. Analiza vomei, ce înseamnă blocuri, mai blocurile noi de locuințe, complexele, complexele, de blocuri noi de locuințe, sunt iadul pe pământ. Uitați-vă la acești oameni, vă rog eu frumos. Este vomă de la etaj, de la înălțime, de la înălțime a venit. Ia gata, Cristi, vă rog eu frumos. Iar eu mă întreb dacă este același vecin care aruncă cu chestii pe geam și care cred că are impresia că trăiește în junglă. Poate era coadă la baie, cine știe. Dacă oamenii o țin numai în petreceri, nu interesează de nimeni. Este ceva fără sfârșit, am zis de nenumărate ori, petrecerile. Păcat de vecinii drăguți că trebuie să îndurăm așa ceva. Eu nu am mai văzut unde am stat până acum astfel de comportament. Păi mută-te înapoi unde ai stat. Bă, glumesc, adică înțeleg, înțeleg la finalul zilei că, că toată lumea trebuie să se, trebuie să se pună în, în, niște limite și niște norme ca să fie o conviețuire plăcută într-un bloc. Da aceste conversații, aceste conversații, important este să aflăm concret cine sunt și îi stăturăm de mizerie la ușă și poliție. Mie mi-e rușine cu culoarul ăsta când vin musafiri, mereu se miră de mizeria din fața scării. Poliție, s-a vomitat pe geam. Deși mă rog, dacă aveți, dacă aveți vecini de aia că e chiar aruncă gunoiul pe geam în shit, chiar puteți să sunați la poliția locală că e stamenzi mari. Credeți că ar fi bine să luăm extra servicii de curățenie? Nu știu cât costă să curăți și pe afară. Bună, bănuiesc că vecinii de la scara respectivă știu care sunt acei locatari care produc astfel de evenimente. Degeaba urlă nebunul de la X, la vecini, nimeni nu l-a susținut. Greu l-am ținut să nu-i rupă cu bătaia, dar nu vor scăpa. Așteaptă prima petrecere să-i spargă. Ei voi înțelege că se ajunge la bătaie? Nu mi că, că se ajungă la bătaie? Păi când mai fac astfel de evenimente, ne strângem cu toți și mergem la ei, ca în epoca de piatră. Îmi place că they say it, adică... Da, efectiv, cât de des se vomit acolo de vor să sună la poliție? Cam cât de des s-a vomitat? O dată la gen două zile sau poliția? Altă propunere decentă nu am. A, altă propunere decentă în afară de a merge la ei să-i batem ca în epoca de piatră. În primul rând, nu știu cine este Alex, iar în al doilea, chiar nu recomand așa ceva. Vorbiți cu ei și dacă nu vor, poliția. Cinstit. Cu atât mai mult că e weekend deja. Rezolv eu. Stai liniștit. De la ultima alegare pe scări văd că nu au mai făcut. Fără amenințări cu bătaie sau alte chestii de genul. Vă rog. Iată un om. Un om. Un om cu capul pe umeri. Ei trebuie să spele și alea. Erau și tari în gură sau paricadat în casă. O zugăveală pe scara blocului avem în plan vecinii? Trebuie să decidem la o adunare generală. Nu știu dacă se pot face acum. O să fie destul de scump, să știți. X. Recomand să nu se lase cu bătaie. Vă pot acuza de vătămare corporală după... E, știați? Știați acest lucru? Și cine știe ce altceva? Mai este un apartament la etajul 7, scara 2, la 43. Și amendă că este cel mai slab lucru care se poate întâmpla. Nu e problemă de vătămare, că sunt niște lași care urlă și fug. Repet, abă, iată, un om cu capul pe umer ținând. Așa e întotdeauna, man. la fiecare, la fiecare de ăsta de bloc, la fiecare de de bloc, e gen o gloată de oameni care vor să facă cele mai cele mai ne neauzite căcaturi și cele mai bolnave căcaturi din lume și este acest om, un singur om, care ține în picioare și ține uh, mentally sane pe toți acei oameni. E un singur om care zice, hei, haideți să nu engage in physical violence. Ce ziceți? Hei, haideți să nu chemăm poliția pentru un câine O să chem poliția și ambulanța Că îl bat, îi chem și ambulanța Sigur la prima petrecere Îți repet, nu e ok Nimeni nu bate pe nimeni Nu este civilizat Blocuri noi de apartamente știu, știu, îi văd, îi simt după cum scriu Că toți în blocuri în noi de apartamente E pena al omul ăsta. Nu-i chiar o rușine să ai o mașină tichet remat, dar e de degradant să te afișezi în modul ăsta. Sunt strang. Cum mi-ai pus mâna pe ștergător, așa mi-a pus și mâna pe bune. Șoferii din București au nevoie de ajutor specializat, prieteni. Eu când vă zic că n-ai cum să fii șofer în București și să fii ok, să fi cu toate țiglele pe casă încât să nu spui la ok, this is kind of funny cum mi-a pus, cum mi-ai pus mâna pe ștegător? așa mi-a pus și măta pe rangă dar aș că ai fi pus la fel dacă era mașina ta nu ai fi dus ștegătorul la loc și ai plecat au să stau să scriu, să-i dau mesajele ăla cu ștegătorul. Doamne, iartă-mă, atât. Atât am avut. Bun, YouTube, like, subscribe, follow pe internet uh, și uh, vină pe tuci. Te ajunt cu mare drag.